în lume. Încinge grătarul, că-mi sare muștarul și află astăzi marele câștigător. Haideți să vedem cum merge treaba! Aș vrea să te miști un pic mai repede, șef! Cei mai buni trei concurenți se luptă în marea finală pentru un super grătar profesional de 24.000 de lei. Finala grătarelor, imediat! Bună ziua, oameni buni! Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi avem cea mai așteptată emisiune și anume finala grătarelor! Așadar, avem trei concurenți care au venit să facă show. El este Bobby! Dacă vă aduceți aminte, acum două săptămâni, în prima ediție, a venit și a făcut senzație cu carnea lui de... bizon! De bizon! De atunci a rămas în fruntea clasamentului, iar astăzi Bobby va găti ce? Astăzi vom găti pe pește! Pe pește, adică pește, pentru că era în felul următor: niciun concurent până acum n-a fost în stare să gătească pește, așa că el va face pește. Nu pui deocamdată nimic pe grătar, te-am lăsat să-l mai pregătești, da? Pregătim doar grătarul. Perfect, și omul ăsta și-a pregătit, s-a pus jintița aici în tuci, nu de alta, dar el ce va găti, Marius de la Bistrița, va găti balmoș și zi tu. Cu jânduială, jintiță de la stână, cârnăciori în plus cu cârnați și mușculeți de vită. Highlander. Ce vreau să vă spun acum, în centru Bistriței, un ecran mare și toată emisiunea noastră este televizată acolo. Mai ceva ca finala Survivor, pentru că oamenii au scris aici pe shorts: ești cel mai tare, Marius, Bistrița să câștige. Haide că vedem exact cum stau lucrurile, pentru că avem aici și pe Nicolas, mini tehnicusul nostru, care a venit astăzi să gătească Un tomahawk de vițele în lapte. Omul ăsta a ajuns în finală atunci când a fost în competiție cu Mari. Ei doi au fost în aceea zi, iar ei doi astăzi sunt finaliști, corect? Corect, corect. Absolut. Sunteți buni, toți. Haideți, veniți aici să punem mâna și să anunțăm concursul. Haide, Bobby! Vino aici, Marius, Nicolas. Înainte de a spune start, vreau să vă uitați cine e în fața voastră. Juriu, tată, iată-i. Iată-i pe dulei. I-am adus la 2 metri de voi. 2 metri. Se uită în grătarele voastre, au hârtie, notează tot. Dodo, Alex, Liviu sunt în fața voastră la 2 metri ca să vadă fiecare greșeală pe care o faceți. Nu o să vă spună nimic, așa că atenție mare. Dăm drumul? 2, 3 și start! Finala grătarelor a început, gata! Gata, a început. Haideți să vedem, Bobby, ai emoții? N-am emoții. Deloc? Un pic așa, de cât trebuie să fie, de alea constructive. Emoții constructive, tu ai spus ceva mai devreme că faci pește, totul e bazat totul, pe pește. Totul, deci aici o să transformăm grătarul în smoker, voi găti la tot ce înseamnă ustensile de grătar. Ok. Tuci, grătar, foc, căldură indirectă, smoker. Bun, am înțeles ce faci, dar meniul de finală, de ce ai ales doar pește? Ia uite-l, n-am ales urcat, doar pește. S-a urcat Alex, așa s-a ridicat, știi? Avem și o surpriză, ceva pe care Dodo printre rânduri a aruncat-o, da. O să facem desert. Mamă, ai văzut? Desertul gratargiului, îți dai seama ce înseamnă asta? Desertul, dar spune, de ce ai ales pește? De ce ai ales pește? Este cea mai grea carne de gătit pe grătar. Și pentru că ai spus mai devreme că nimeni n-a fost în stare să facă un pește am bun aici. Am zis că nimeni n-a gătit un pește corect, să zicem, au fost depunctați din cauza peștelui. Într-adevăr, peștele este o chestie foarte dificilă pe grătar. Asta ce e, crab? Asta este, eu o să aduc acum, pentru că în România este un trend acum cu tot felul de pești exotici. Și Măruța am aici așa. Am așa aici. Zi, am un Seabass, da, de rasa. Am un Butterfish de la Sulina. Am o coadă de macrou de la Gura Portiței. Am niște lapți de morun pregătiți și o să facem ceva special, jumări de crap la grătar. Eu zic că trebuie să te grăbești, ai doar 40 de minute la dispoziție. Fii atent cum se uită juriu. Mi-e place că n-au mai stat dulei la aerul condiționat acolo. I-au trecut și pe apele. Puteți să-l filmați un tic pe Alex să vadă cum curge apa de pe el? Da, Alex, e bine, te-ai bărbierit pe asta, ai făcut frumușel? Curge apa, e cald la grătar? Foarte, e bine, șef, așa, haide să te văd. Aș fi vrut să mai văd un tic macrou. Macrou o să vedem imediat, voi deocamdată doar analizați. Este macrou de Gura Portiței. Analizați și când intră Dunărea, Marea în Dunăre, da? Vara, când intră Marea în Dunăre, vine macroul de Gura Portiței. Se cheamă scrumbie. Bobby, spunem altceva. Spunem altceva. Ce garnitură faci? O să facem așa, o să facem un sos.
O să facem mai multe sosuri. Un sos de smântână, un sos de lămâie aromatizat cu oregano. O să facem un sos de legume coapte. O să facem mămăligă prăjită. Hai, 40 de minute. Mi-a rămas de la pește. Am prins peștele, am făcut niște pătrățică. 40 de minute ai la dispoziție, atât. Juriu se uită, Dulei analizează. Vedem exact ce se întâmplă. Au uite, hârtie, pix, notează absolut totul. Sunt la un metru în fața voastră și la un moment dat o să plece în platou, dar până atunci o să mai treacă pe aici să vă sfătuiască sau să... Aici avem afumătoarea, să punem pe afumătoare prima oară. Băi, deci omul e al nivel, vedem imediat. Marius, ce faci? Bistrița te susține? Da, ne susține Bistrița. Oh, ia uite, dăm foc! Da, trebuie să avem grijă, pentru că este junteală proaspătă și dacă nu controlăm focul, să dea s-a umflat, nu? Da. Fii atent, Cosi, vină un pui aici să vezi cum efectiv crește. Uite, uite aici, fii atent, uite aici. Op, 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 op. Mamă, Marius, perfect, va face astăzi jonglerie. Balmoș faci, Marius, nu? Da. Balmoș. Aștept să fiarbă puțin, ca să scadă puțin, să începe să aruncăm făina de mulai. Ai timp la grătar? Vezi că da, mai sunt 35 avem de minute. Avem, că facem niște mușculeți care se fac mai ușor și mai da, repede. Și faci și garnitură? Da. Păi ai timp și de garnitură? Da. Ești prea sigur pe tine, să știi, cred că ar trebui să te miști totdeauna un pic mai repede. Ne mișcăm. Perfect, cine te susține de acum de acasă? Cine se uită la tine? Majoritatea care sunt aici și mulți alții care presupun că mă cunosc și apreciază ceea ce fac. Pentru că omul, oameni buni, atunci când are posibilitate, ajută și foarte mulți copii cu dizabilități, cu probleme, se duce și le gătește, ceea ce este minunat să existe oameni care au sufletul așa mare. Bun, haide să vedem, Marius, haide, haide, dă-i tare! Îi dăm. Bobby, pe tine cine te susține de acasă? Mă susține soția mea, mă susține fiica mea, mă susține partenerul meu de pescuit Grig. Da? Cu el am prins tot pește ăștia care vi-i aduc aici. Am înțeles. Așa, pentru că noi suntem pescari competiționali și atunci, știi, e o chestie, omul din geneza lui a fost vânător sau culegător. Domnul Galan, partenerul meu, este culegător. El pune legume, așa, pune. Eu sunt vânător. Mă duc, pescuiesc, pregătesc totul. Bobo, sunt și vânător. Sunt o grupă de vânătoare. Puneți mânușile de plastic ca să avem, și aia avem cu care iei carnea. Nu de alta, dar să nu se uite juriul ăsta, pentru că eu i-am văzut. Oamenii ăștia sunt foarte atenți la fiecare detaliu și sunteți prea buni toți care sunteți în finală. Hai să mergem și la Nicolas. Vreau să vă spun ceva, oameni buni, foarte important de știut. Grătarele, ordinea cum stau, Marius la mijloc, Bobi în dreapta, în stânga, Nicolas, fiecare și le-au ales. Adică nu a fost cum să zicem, distribuția noastră. Ei au hotărât așa să se așeze. Zim, cum ești? Tot în regulă, am făcut un dressing faimic, am văzut niște pâiniță așa aromatizată. Da? Care o să o punem așa, dacă vrei să puteți, am adus niște proșută de România. Mam. Deci ai aici, ai adus? Asta e ceafă, e cap acolo. Da. E românească. Dar tu ai timp, Nicolas? Am timp. E sigur? Data trecută am fost? Ai fost. Dar astăzi văd că ai venit cu ceva desert, ai și tu desert? Da, am adus și niște desert. Nu, am un prieten care le face. Sunt niște bomboane sănătoase, niște ciocolățică, la fel, batoane proteice, da, făcute de casă, fără zahăr. Astăzi testăm iarăși? Testăm. Testăm să vedem ce temperatură are carnea. Data trecută, juriu, ți-a zis că ai făcut o carne impecabilă, era tăiată perfect. Da, să vedeți sura asta. Ești pregătit, da? Sura asta. Hai, dar ți-a dat grătarul ăsta cel mai mic? M-a văzut mai mic, mai tânăr, mai junior. Da, adică... da, ți-au dat cea unul ăsta mare în spate, trebuie să recunoaștem. Aici ce ai băgat? Am făcut nevoie niște cordonașe plinite de măduvioară. Deci acolo e măduvioară? Măduvioară, da. Care o voi folosi la sparanghel. Măduvioară, ceva senzațional. Bun, ia uite mămălaiu! Ce frumos! Aproape 10 minute au trecut. Mai aveți 33 de minute și o să facem în felul următor acum. O să chem fiecare membru al juriului să vină să-și dea o părere, să vă dea un sfat, după care se va pleca în platou. Începem cu Liviu. Haide, Liviu, că ești în partea dreaptă. Hai, Liviu, haide. Liviu, ești în partea dreaptă acolo, aproape de ei. Te rog, vino cu sfaturile. Vino să spui despre ce este vorba. O singură întrebare, Bobi, ai și pește marinat sau doar pește? Peștele, deci pastrama de șalău, este pescuit de mine, da? Este o pastramă, de fapt, de șalău, a fost 24 de ore ținută la sare, după care desărată, după care alte 24 de ore la condimente și arată cam așa. Ea va veni afumată în direct,
somnul la fel a fost marinat, pastrama la ăsta zi... Mămăligă pe grătar. Mămăligă pe grătar. Asta este măruță, ultima mămăligă de la pescuit care mi-a rămas de la pătrățică. Și am zis, tată, bă, nu aruncăm nimic, mergem... Pescarul, da, are mămăligă la el. Eu sunt pescar. Da? Cu mămăliga asta ai prins și peștele și prins. Cu pămăliga asta am prins și peștele, vreau să prind și jurul, vreau să prind tot. Asta e mămăliga. Cum ți se pare că se mișcă, Bobby? Parcă e puțin precipitat. Chiar dacă el pare sigur pe el, sunt multe preparate, multe tehnici asta de gătit. Asta mi se pare că sunt multe tehnici de gătit, nu? Da. Dar vrea să, probabil vrea să obțină punctaj maxim. Bă, omul a venit și a zis în felul următor: fac ceva ce ce n-ați mai văzut. Afumătoare în direct. Fac ceva ce ceilalți au ratat, și anume peștele. Perfect. Haide, vrei să-i dai vreun sfat? Vrei să-i zici ceva? Nimic, aș încurca sau aș influența jurul. Frumoasă, tehnică, felicitări și baftă. Să rămână, mersi frumos. Haide, haide să vedem. Liviu, mergem la Marius, bistricianul nostru. Ai folosit zer sau jintiță? Jintiță, jintiță, doar jintiță. Asta e din zona voastră de acolo, nu? Da, proaspătă. Hai că te ajut eu. Bun, fii atent. Ce părere ai de tehnica lui? El n-a pus nimic deocamdată pe grătar. Face balmoș, dar e pregătit aici, uite de aici. Mă bucur foarte mult, balmoșul este un produs tradițional românesc și îl felicit pentru alegerea lui. Fii atent, uite-te aici, sus, cum se conturează mămăliga asta. Uite-te, uite-te aici, uite-te aici. Știe, nu? E grafic, da. Bun. La fel, ne o să ne încânți cu produsele tale, nu? De la fel. Da, cu siguranță. Deci acum omul aduce, mai lipsește aici. Ia fii atent, uite-te aici cum se aduce produse făcute de el. Și aduce, ăsta ce e, cașcaval, nu? Da. Cașcavalul proaspăt. Proaspăt pus în balmo și acum. Ce zici? Ce zici, Liviule? Ce zici? Felicitări. Vrei să-i dai vreun sfat? Vrei să-i zici ceva? La Bobby ai văzut că ai zis că s-a prea precipitat și a făcut prea multe feluri. Nu, sunt sigur că Marius astăzi o să facă un curcubeu pe cerugurii de produse tradiționale, mai ales este un într-adevăr, dar nu putem să punctăm asta că sunt produsele făcute de el. Sunt tradiționale. Și ăla e peștele lui Bobby prins de el. Am și la Nicolas la fel. Hai, mergem la Nicolas, da? Bună, Nicolas. Poți să te ajut cu ceva? Sunt curios la măduvă, ca să începem cu asta. Le faci în ulei direct, nu? Da, le trag un... Mi-ar plăcea să vadă și cei de acasă. Poți să ridici un pic sau se strică? Ia cum crește, dacă poți. Dacă nu se strică, dacă se strică, nu lua. Una singură. Am de rezervă. M-am pregătit. Uite-te aici. Deci asta este măduvă. Măduvă exact, împletită. Măduvă de ce? De mânzat. Măduvă de vită împletită. Și el practic acum o prăjește în uleiul ăsta. Nu, e apă, e o planșez. O părăsc. E apă, o părăsc pentru că apoi o pui cu sparanghelul. Da. Corect. Ce zic? Alea sunt pentru noi, pentru juriu. Acolo am niște prosciutto. Și... m-am băgat în juriu? Pentru noi. Salsice de România. Foarte frumos. Aici sunt acestea. Aici am niște cheddar. Da, și o să faci la sfârșit o crustă, nu? Da, o să fac o crustă de cheddar, sos, o să am și o garnitură de merișoare, sub mușchiuleț, sub tomahawk. Garnitură de merișoare? E bine? E sigur că e alegerea bună, nu? Absolut. Bravo. Fericit. Ia atent, vreau să vorbiți tare de tot, să vă audă toată lumea și acasă. El este Nicolas. Liviu, ți-ai făcut notițe, ai notat, da? Da. Vreau să vezi aici de la Bistrița niște apă sfințită pentru tine. Știi n-avem că voie să ne... Nu, n-ai voie la televizor, nu se bea, Doamne ferește. Exact. Ce s-a întâmplat? Miroase foarte bine. Asta. Doar a mirosit-o și omul exact să cadă pe spate. Bravo, Marius! Mulțumesc! Eu zic că șef, acum te poți duce la aer condiționat pe relaxare, te aranjez. Uite, uite cum l-au trecut apele. Uite cum l-au trecut apele să se vadă ce pătimim noi aici zi de zi. El stătea la aer condiționat. Da, uite cum curg apele. Ce faci aici la cea unul ăsta? Aici facem lapții de morun. Hai, du-te în platou. Dodo, hai de repede să vedem și tu dacă poți să le dai un sfat și în același timp ce părere ai de ce se întâmplă. Am găsit niște semințe care sunt senzaționale și mamă ce bune sunt și ce dur de semințe astea. Sunt semințe de pin? Muguri de pin prăjiți. Mamă, ce amintiri. Preferatele mele. Foarte bune. Muguri de pin. Deci avem delicatese. Dodo! El este Bobby. El este Bobby. Prietenul nostru. Da. Zic. Știi la ce mă gândeam, Cătălin? Că Bobby data trecută ne-a uimit cu show pe care l-a făcut. Și da, asta ne place, e frumos. Face show.
categoric. De data asta s-a vântat și mai tare. Știi ce vântat știi ce acolo? Ananas la grătar. Da, ananas la grătar, iar credeam că zici că sunt acolo, de morun. O să vi se stinge... Dacă o să țină sub control tot spectacolul ăsta și spectacolul ăsta rezultă într-un gust extraordinar, o să ne bucurăm foarte, tot. Foarte tare. Și nu și cei de-aia. Ți-e place sălbăticia și când vezi așa ceva cum am fumat aici, frigăruile de... Da, uite-le cum ies! Frigărui de? Frigărui de pastramă de șalău. A fumat în fân și asta. Ce lemn avem acolo? Cu ce a fumat? Avem lemn de cireș pe care l-am aromatizat cu portocală și un rom. Hai, baftă! De la domnul... Băi, s-a ajuns departe de tot. Finala e tare. Șefii sunt în vizită la voi la grătare. Doi dulei stau la un metru în fața voastră. Nu cred că te-ai gândit vreodată... Și al dulei e aici. Nu cred că te-ai gândit vreodată că în istoria emisiunii tale o să ai introdus Masterchef. Masterchef. Sunt produse de Masterchef. Credeam că zici că noi suntem oricum peste Masterchef. Uite-te ce e aici, la foc continuu. Foarte adică probabil. Suntem șefii... Foarte... Șefii șefilor. Adică uite-te șefilor. Cum ne trec apele. La ticăi. Și oricum la câte da. Titluri de Masterchef am eu, l-am mâncat Dodo. Dodo, știi ce am aici? Untură de rață, ce ți-ai dorit tu. Deci, vezi că dulăul ăsta s-a uitat la tine și a zis vrea desert Dodo, untură de rață. Deci direct, fii atent. Hai să vedem, Marius, uite-l pe Marius ce face aici, Balmoș. Balmoș de la adevărat, dar n-a pus nimic pe grătar. Marius, n-ai pus nimic pe grătar aici, și mai ai doar 25 de minute. Sunt aici, sunt afumat, sunt pe jumătate gătit, sunt plin cu cârnați de mangaliță. Poți să miros? Da. Miroase și puțin pălinca. Ieri am afumat. Bun. Vrei să-l întreb ceva? Vrei să-i zici ceva? Începe să prindă forma, că începe să învârtă singur. De ce ai ales să gătești carnea afumată? Adică te duci direct strict pe tradițional, totul da, afumat, dar acum, și gătit. Păi ceea ce fac eu, ceea ce am acasă, ceea ce am învățat foarte bine și ceea ce îmi place foarte mult. Te simți cumva amenințat sau în pericol? A, nu, suntem în România. Ești flancat de bucătărie foarte specială. Eu am ținut-o pe românesc și în spate se vede tot ce am de acasă, de la mine. Flambezi? Pâine. Flambează! Ne-a întrebat că flambează. Se flambeze acum, uite-l-a, treaba uite-l-a. Lui. Îi place. Perfect. Hai să vedem. Mulțumim tare mult, Marius. Perfect, e bun, Marius. Trebuie să recunoști. Deci uite-te aici, mamă, facem Balmoșul ăsta, este senzațional și produsele sunt de la el, de acolo, din Bistrița. Nicolas e pe chirurgie. Nicolas, asta vreau să zic. E pe chirurgie. Bagă Nicolas, bagă direct. Cât are? Am băgat, gata, a luat o razna? Da. Ceea ce înseamnă că trebuie să ne oprim sau nu. Hai să vedem. Zice, vrei să întreb ceva pe Nicolas? Eu sunt doar Dodo, însă Nicolas, vreau să te întreb, ai calculat treaba cu carnea, cu gătitul? Câte minute mai avem, Cătălin? Am văzut. Mai avem 24 de minute. 24 de minute, cu timpul când ajunge la platou, o să lasă avem acolo. Vițelul perfect. O să fie vițelul perfect, este o carne de vițel de lapte și o să trebuiască coaptă mai mult. Da? O să fie suculentă. Am auzit de o crustă de cedar. Cum o faci? O să fie o crustă de cedar cu niște verdețuri și ceapă roșie. Duce spre cimiciurul ăla. Nu e cimiciuri, e ceapă roșie, e un pic de chili. Ușor. Așa. Senzație. Se fiază foarte bine cu cedarul. Bravo, lasă-mă să fură ceva de acolo. Fură ceva de acolo, din platou, pentru că ăla e un platou. Dodo, îți mulțumim mult de tot. Te las și pe tine să te duci un pic aici în fața grătarului. Te-a pus jumări. Jumări la borcan, zici că sunt chipsuri, puse în balmoșul ăsta. Ce ai, mă, nene? Spectacol astăzi. Vine șef! Șef Alex! Vă rog frumos, dacă se poate, drept! Liniște în platou! Bă, drept! Bobby, drept! Vine drept. Șef Alex, președintele juriului! E aici! Salut, șef! Bine ai venit! Ești, Cătălin. Te-ai bărbierit? Da. M-am gătit din finală și dar de ce te-au trecut așa apele? E cald la voi. Da? Extraordinar de cald. Ce părere ai de ce se întâmplă aici? Îmi place, Bobby, cum se mișcă, însă nu prea-mi place... Haosul. Ceea ce văd. Acum facem curat. Șervețel pe tocător, mămăligă pe tocător, tot tocător. Dar nu despre asta așa, e vorba, Alex, e vorba despre cum arată produsul final. Exact, dar noi jurizăm și cum se gătește produsul, mai mult ca atât când merge vorba despre finală, da? Da. Și eu am calculat tot. Tot, pe de asta v-am pus la un metru de ei, să fiți față în față cu ei la un metru.
dar... Am vrut să iau iar ceva și m-am oprit la timp. Ai mănuș. Am mănuș. Cum ți se pare, Bobby? Prea multe sortimente ales? Mi se pare, clar, clar, convenit să câștigi, asta e clar. Dar nu știu dacă alegerea de a... Frumos. De a Macro. Face atâtea produse... E bine. E bine, da. A venit exact. Să zică... Dar să vedem. A venit să zică, tati, sunt Bobby, sunt pescar asta. Și vreau să vă arăt că pot să câștig show-ul ăsta. Eu sunt mare fan a fumăturii indirecte. Deci omul ce face știe, nu? Da. Hai mai departe. Da. Uite-te, băi, iată, băi, uite, uite-te ce înseamnă să fii foarte atent la tot ce se întâmplă, Marius. Deci uitați-vă la cum arată Bogdan, uite-te aici cum arată bancul de probe de lucru al lui Bobby. Haos total, toate în partea asta. Sunt multe. Uite-te, uite-te aici, farmacie. A venit la Bistrițean. Dă-te un cadru larg aici la Bistrițean. Ia uite, farmacie, totul curat, lună. Eu cred că am stat acolo, Marius. Bă, am terminat. Bă, bravo, bravo. Dar uite-te aici, curățenie, uite-te aici. V-aș dau cu apă sfințită aici, să am grijă de voi. Și suntem la jumatea concursului, Marius. Șef, nu, doar să miroși, adică. Nu bem în emisiune. Noi n-avem voie să bem în emisiune, șef. Da, miroasă. Să nu-ți bei niciodată în emisiune, nu. Ferească Dumnezeu, eu am mai văzut pe la alte televiziuni că s-au întâmplat lucruri, am citit și... Îmi place Marius, că e foarte calm, foarte sigur cu el. Puțin ai ceva să... Astea trebuie să le pui și pe astea? Da, o să le punem. Sunt mușculeți de Highlander. Mușculeți de Highlander? Da. Vaca care seamănă cu un cerb, cu un bivol, cu un... Da, zimbru, un bizon. Cu un bizon. Perfect. Eu, sincer, n-am mâncat niciodată carne. Păi, uitați-o să mâncați acum. Curios, foarte curios. Șef, zici ce părere ai? Spune ceva. Îmi place că e super calm, puține produse. Saxează, cred, sper, pe gust. Dar astăzi o să jurizăm gust, cum arată farfuria și cum au și lucrat. Bă, vreau să le zic oamenilor că au adus cele mai bune preparate și fii atent aici cum a făcut cartofii. A tăiat, știi ce ai zis tu ieri, să-i taie ca să intre în profunzime tot. Deci ei s-au și uitat. Cum pic de un soare de mangalița. Mamă, untura aia știi cum e pe pâine? Cu usturoi, cu sare și cu... roșii, mamă, șef. Mi-e drag tare de el, mă vine să-l iau, să-l pup, uite-te și tu la el. Când a văzut și el, că a văzut untura ei, s-a umezit ochii la fel. Asta e, șef, haide, hai să mergem mai departe. Ce părere ai de Nicolas? Nicolas Cage. Nicolas. Ce faci, Nicolas? Ia să... Hai, Nicolas, hai că poți. Aduci un pic temperatură. Tu ai mai multe ustensile ca mine în bucătărie, mă, da, ai investit. Toate trebuie. Toate trebuie, deci pe toate le folosesc. Telefonul ăsta, șefie al meu, iartă-mă, l-am lăsat eu din greșeală aici. Asta e folosită ca să mă împic carnea, da? Să o faci mai fragedă, da? Da. Am înțeles. Așa. Acum mai am nevoie să mai pun o leacă de căldură lângă os, ca să-l aduc la consistența deci, care trebuie. Deci, tu ce ai zis că faci? Un tomahawk de vițel de lapte. Cu? Cu sparanghel, cu măduvioare, cordon de măduvioare înăbușită. Pe sparanghel. Așa. Așa, cu hribi și o garnitură de merișoare. Dar unde-s hribii, că nu-i prea văd? Hribii... Șef, omul e pregătit, crede-mă că de 20 de minute, pentru că au trecut 20 de minute. Exact de acolo, de la noi, știi, poteca aia de la Ștefan cel Mare, unicitatea, cu multe scări. O bați pe istorie, bați la inimă. Da, fix de acolo, sper să nu se perezi cu ce veni pe mine, că le-am dat pontul, dar... Ok, ok. Să e de acolo. Deci, Nicolas, oameni buni, încă o dată, trebuie să știți, el este de la... De la Suceava. Moldovean, de al nostru, din Suceava. A, gata. Îți place cum se mișcă, Nicolas? Îmi place. Și la dânsul văd un pic de dezordine, dar... Da, dar da, e o dezordine mai ordonată, ca mai să zicem. Da. E ce trebuie, hai baftă, de Marius Farmacie, uite-te aici. Marius, sigur, pe el, puține produse, cred că saxează mai mult pe gust. Vedem ce este. Vedem. Și spune, mamă, balmoșul ăsta, șef, știi cum e? Nu știu, sincer. Ai gustat, este? Da. Ia, așa, aștept. Lăs poftile pentru final. Deci nu gusta acum, nu? Nu. Dar e urda ce e acolo, care aș putea gusta de un urdă. Dacă ai fi gust. Urda este făcută tot de Marius. Nu. Bun. Uitați aici. Cărnăciorul în el. Ah, dar e un plug cărnaț. E un plug cărnaț, da. Deci omul totuși n-a venit pe ceva simplu. Bravo. Omul să avem grijă de el. Uite-l aici. Un par de apăsuții de ceva, vă servesc? Eu mă sunt bine. Deci gata, dulăilor, ați văzut ce s-a întâmplat. Bobby, dă-mi voie, tată, să te ajut să vezi ce faci. Perfect. Alex, hai, sfatul tău final pentru ei. Pentru că ei mai au doar 20 de minute la dispoziție. 20! Plating și gust în farfurie. O să-l avem, o să-l avem. Ați auzit?
Ați auzit? Plating și gust în farfurie. Gustăm și apoi punem în farfurie. Punem sare și piper. E clar, Bobby? E clar, chef? Asta, eu zi mie. Bravo. Bravo, Ketel. Marius, ai auzit ce ți-a zis? Da, da, e clar, gustăm, e clar. Înainte, gustăm, sare, gustăm, piper și gustăm. Ai grijă cu apa simțită. Am grijă, perfect. Șef, mă descurc bine? Extraordinar. Poți să plec în platou? Mă, e cu tine mereu? Uite-te aici cum o să fie Alex Cârțu și în spatele lui. Alex Cârțu, bine, Alex Cârțu e de la cozonaci, iartă-mă. Stai aici, Comerzan, stai aici. Am mâncat cozonaci, am mâncat fripturi. Alex, Comerzan, stai aici. Și mă ții la cap. Păi nu, ca să se vadă, să se vadă cum o să stau în spatele tău, știi? Când ai nevoie în bucătărie, eu sunt și tu mă trimiți. Hai, duc, zi, du-te pe am fost un milion, mă zi, el. La Nicolas. Nicolas, mișcă-te repede, să facem treabă, haide. Ia. Câte scaune? Haide, ai văzut că m-a trimis, pagă! Frumos, mă, ce face, spectacol. Șef, dar vreau să te întreb ceva. Yes. Acum am o întrebare personală. Voi când țipați așa în bucătărie, nu vă ia cu amețeală, că pe noi mă cam luat. Nu. Noi suntem căliți deja, gata. Adică se vede că urlu așa ca nebunul, nu? Nu e adevărat. Deseori, mai ales într-o bucătărie profesională, când îți vin, nu știu, 200 de oaspeți tot într-o oră, da, nu ai cum să menții ritmul înalt. Și trebuie să ții, nu? Îi motivezi, hai băieți, hai, mai una pe spate, mai tine așa acolo, și merge treaba. Asta e viața de-am bucătărie de zi. Eu l-am văzut și pe Moroșanu la Survivor, la fel, urla la ei țipa sau asta, deci e bine să fiu și așa, e bine ce fac, nu? Da. Pe drumul cel bun? Nu mereu. Pe cei de acasă, sigur i-am disperat, că sunt cei de acasă care zic că vorbesc prea tare la televizor. Da, ești în bucătărie, nu ești, ești la televizor, dar într-o bucătărie, așa că scoate. Deci, oameni buni, dacă șef a zis că așa este într-o bucătărie, așa e. Mamă, vine un pic să vezi asta și apoi vă las să plecați. Deci omul ce-a făcut? Păi, Nicola, ce-ai făcut? Ai pus cărbuni unde? De subt, deasupra, să aibă. Deci, am o întrebare către tine. De unde ai învățat așa tehnici? De la Dodo. Băi, deci m-am amețit. Și tu faci Dodo asta? Da, și Dodo face asta, deci dacă ridici aici, ai pus practic mâncarea. Da, vreau să... Cum? Exact. Dar la grătar. Ce înseamnă TikTok-ul? Și la Bobby, afumătura indirectă, totu-s curios. Eu afumătura am făcut-o ieri. Da? Da, afumătura am făcut-o ieri. Asta m-am mus practic așa, în restaurant. Asta de pescuit, da, nu? Exact. De restaurant. Da, aici, uite-te și la Marți. Băieții mei, mai aveți 15 minute, hai! 15 minute. Șef, vreau să spui dacă ești mulțumit de nivelul finalei. Ești foarte mulțumit, dacă sincer, abia aștept să gust din toate preparatele. În rest, totul e în regulă, șef. E minunat. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și măiculița Domnului. Și te las să te duci alături de dulei în platou. Mulțumesc. La aer condiționat. Rămân eu, șef, hai să mă sacrific. E bine. Foarte. Trebuie să rămân eu acum la cald aici, mai zic și telespectatorii să nu țip că îi deranjează, mai ia și cu leșin. Hai, mă rog, mă cum o bucată de brânză? Sunt peste! Vorbeam cu doamna producător. Te rog. Doamna producător! Doar atât vreau să vă zic, sunt peste! Atât, ați înțeles, da? Perfect, dulăii au plecat, vine Angie să vadă ce se întâmplă. Vine Angie să ne povestească dacă e bine. Haide, Angie! Hai, băieți, că v-am ținut în presiune. Au plecat șefii, gata, relaxați-vă. Bună ziua, bună ziua! Bună, Angie! Uite-te ce sculă de-am adus. Ce zici de asta? Mamă, ce s-a mărit! S-a lungit scula? Știi de unde am? Da, știu de asta. Am din platou, am și de asta. Magii tot mi-o dat-o. Magii tot. De cadou. Deci super mișto. Eu bag o rude, vreau eu cu ea. Perfect. Tu ai mănuși, vreau să vorbești cu Bobby, vreau să vorbești cu Marius, vreau să vorbești cu Nicola, să spui ce părere ai de ce se întâmplă. Știi ce? Mă duc să beau un pahar cu apă. Te rog frumos. Măriusică, și ai lucrat aici. Cu niște mușculeți, cu cârnaț înăuntru. Hai de bine, ce bine arată, nu ți se usucă. Nu, e ok. Ok, e aproape terminat. Și aici în ceaun, gata, șeful. Ce facem? Bobby, ce aici facem? Facem în jumările. Facem... Frigăruile deja ți-s gata, ți le-ai încumat o trucă. Nu sunt gata. Madre mea. Acolo nu e foc, e doar a fum. Și ai pus crenguța ca să ți le... Exact. Să le dai savor. Bravo, bravo, bravo! Îmi place cum merge! Mulțumim! Bistrițeanu,
că unul e moldovian, unul e ardelian și altul e muntean. Servus, dragule, ce faci? Cum merg treaba? Ce faină treaba ai făcut aici? Peggy e pe Stelios, pe Minerală. Împreună facem echipa perfectă. Mama nu e acasă. Îmi plătesc... Mai cu aspiratorul, mai... Gata, băieți, era prea multă liniște. Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă aici? Prea multă liniște. Am pus un bățișor de șoare. Haide că terminăm. Tantă treabă. Ai mai văzut așa ceva? Spectacol, mă, omul. Spectacol, pestacol. Pestacol. E un produs, adică un preparat vechi, să zicem. Mai 12 minute trebuie să faci hizibri și sparanghelul ăla. Ai timp? Mulți l-au uitat. Da, sigur că da. Uite, ai un hribuleț aici? Nu, da, cât am mâncat, credem că nu mi-am luat nici enzima. Nu, mi-o lua, nu mi-o lua, că ea mea. Nu. Mai 12 minute, Marius. Doar să mai zic, făcut, că atunci sunt gata, te relaxați. Pele de papă, cu bere. Fii sinceră cu mine. Dacă ar trebui să pleci pe o insulă pustie și ai avea de ales doar unul dintre cei trei finaliști de astăzi, cu cine ai plecat pe insula pustie, ținând cont de lucrurile pe care le gătesc astăzi? Deci eu sunt pescar, pot să prind și pește, deci pot să alimentez, susțin. M-ai pus într-o mare încurcătură. Tu ai văzut cum vin eu de acasă, lasă pescuită. Cu Marius cred că și dacă se scufundă un vas și dacă... Nu, ești pe insulă deja, nu mai se scufundă nimic. Ați ajuns pe insulă. Înseamnă că mă duc cu Marius, că el vine cu traista plină de mâncare. Acolo nu mor de fomiță. Îmi pare foarte rău, păpica. Eu chiar mă gândeam că dacă aș fi supraviețuitoare cu tine, de exemplu, eu te mănânc. Îți fac o capcană și te mănânc. Că mie când mi-e foame, mi-e foame. Eu sunt rău de tăi când mi-e foame. Vai de mine și de mine. Dar tu cum faci când ți-e foame? Rău. Îți foarte rău de foame și aș putea mânca pe oricine când mi-e foame. Deja mi-e frică. Eu nu știu ce să zic. Ne mănâncă. Mai avem 11 minute. Comunicația cu turnul de control s-a întrerupt, dacă ceva ne zic colegii noștri. Noi mai auzim. Alo, pământul. Gata, îi auzim din nou. Iată, au revenit și ei printre noi. Au ajuns dulei în platou. La aerul condiționat, a? Le punem microfoane, le punem perfect. Băi, nene, deci am pus presiune pe voi. Șefii au stat la 2 metri în fața voastră și au văzut tot ce s-a întâmplat. Apoi au venit și au aruncat câte o privire și pe aici. Dacă până acum au fost în încurcătură, am o încurcătură să vedem noi. Aici ești profesional puternic. E treaba la alt nivel. E finala grătarului. Încinge grătarul când sare muștarul. Finala 3. Unul dintre ei va pleca acasă cu un grătar de peste 250 de milioane de lei vechi, adică 25.000 de roni, adică aproape 5.000 de euro. 4.000 de lire, de 6.000 de dolari. Înțelegi? Dar vreau să întreb, mai faci grătar vara asta? Eu grătar sau vara asta? Sau mai trebuie? Păi îmi fac prieteni pe toți, le iau numerele de telefon și ce crezi? Ia eu vara aici. Asta vreau numai la gârlă, într-un părău, nu mai vreau grătare, nu, nici nu mai vreau să aud de grătare, deloc. Haideți să vedem o tură așa de final, ușor, ușor. Bobby, mai ai 9 minute, ești gata? Gata. Aici ce faci aici? Aici ce ai? Niște pantișpan. Zi mai tare. Avem niște pantișpan pe care vom tăia, vom pune de caramel, da. Ai încercat tu aici să vii să rupi gura târgului. Hai, sper să-ți iasă, vezi că ți s-a ard astea. Nu s-ar, lasă-le acolo. Vezi că stau crocant, uite-te, s-au ard. Da. Lasă-le, că după aia mergem cu ele și le tăiem. Deci e sigur că este ceva bun? Sunt foarte sigur. Treaba ta. Mai ai doar 9 minute, Marius! Peste măsură. Băi, omul... Avem timp în plus. Uite-te aici cu rățenie. Nici o măsură. Și calm. Pac. Am impresia că am mai făcut treaba asta. 9 minute. Mai avem 9 exact. Minute. Și aici, Nicolas, mai ai 9 minute. Ai pus paranghelul, da. Hrib și pâine prăjită, nu? Da. Sare ați pus? Este... Bă, băieții mei, ați gustat? Am gustat. Sare ai pus? Am pus. Mai întreb o dată. Oară. Pentru că oamenii ăia, ai văzut ce zic, gustați înainte să serviți. Ai făcut treaba asta? Vreau mai pus și pe sparanghel un pic. Fii atent, eu doar tu trebuie să știi cât trebuie, dar eu doar îți spun ce zic ei. Vrei să salut pe cineva cu care se uită la tine? Da, vreau să o salut pe soția mea. Cum o cheamă, mai zi o dată? Andreea. Andreea. Să-i spun că o iubesc și... Acolo, o văd. Și? Nu știu ce mai face fără ea. Și că e viața ta! E viața mea, da. Te iubesc! Te iubesc, Andreea. Bravo, hai că vrea să vină cu grătarul acasă, Andreea. De seară dormiți pe grătar dacă îl câștigă. Am văzut eu în firme asta. A, era cu bani, nu cu... Hai, glumim și noi. Hai, Marius, da! Pe cine saluți acasă? Salut pe soția mea, viața mea, sufletul meu, fetița. Adina. Adina, te salut acolo și pe fetiță. Fetița mea, Sara, pe băiatul meu, Leo și Pau. Și pe toți prietenii mei, toată familia, toți susținătorii. Hai, Bistrița!
Hai, Bistrița. Tati, mai 7 minute. Bă, impecabil, mă, impecabil. Uite-te aici. Nu i s-a lipit absolut deloc. Bă, Bobi, s-are ustul ulei din asta. Asta lumea, gata, s-a terminat. Nu te arzi. Bobi e pe treaba industrială. Deci omul a venit data trecută, a adus bivol. Bizon. Și acum chef. A trecut pe pește un preparat pe care zice că toată lumea s-a ferit să-l facă pentru că le teamă, nu? Da. Pentru că nu știu să-l facă. Atenție, tigaie cinsă! Tigaie cinsă! Mai avem 7 minute! 7 minute și gata! Dulăilor, voi ce faceți? Sunteți bine? Ați ajuns la aer condiționat? Acum extraordinar de bine. Pentru că ce vreau să le spun oamenilor este că noi aici cu grătarele suntem foarte aproape de Pro TV, suntem pe terasă aici foarte aproape la un restaurant unde ne e foarte drag și suntem, de asta ajungem repede și în platou și aici. Corect, Alexandra? Hai, Alexandra, vino să te prezint telespectatorilor pentru că ești survivorul nostru din spatele camerelor de filmat. Alexandra Gogo, oameni buni, o știți de la Survivor, este una dintre persoanele. Ea e un fel de, cum să spunem, survivor în spatele camerelor de filmat, pentru că s-a ocupat de castingul acestui grătar și nu numai. Singură, și nu m-am ocupat singură, cu colega mea, Gabriela Marin. Haide, Gabi! Și Gabi, colegele mele, oameni buni. Gabi, care de obicei acum ar vrea să fie pe insulă în Grecia. Să gătească, cred. Deci fetele astea două au făcut o echipă senzațională. Gata, și au găsit cei mai buni participanți astăzi pentru grătar. Bravo, fetele, sunteți minunate. Mulțumim, sunteți extraordinare. Au acceptat această provocare. Cu drag, oricând venim. Catalin. Mulțumim. Da, stai, zi Dodo. Merită fetele aplauze și din partea juriului pentru că au găsit niște concurenți absolut fabuloși. Așa este. Iar eu vreau să dau un trofeu, dacă se poate. Trofeul... grătarul de flori. Orice, nu știu, cum ceva de genul ăsta, lui Peggy. Peggy este omul nostru de bază care a fost aici. Băi, nene. Deci femeia asta a venit dimineața și a plecat seara ca să facă ordine și disciplină aici. Este Peggy, colega noastră. Ce ne-am face noi fără ea? Ești minunată și te iubim mult de tot. Mulțumesc. Se descurcă bine oamenii ăștia? Perfect, dar una. Oricum tu ai câștigat premiul cel mai... Știu, păi tu faci cea mai... după aia faci curățenie, ordine, aranjăm tot. Ești minunată, jur. Știu. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, te iubim, Peggy. Voi și vă iubesc. Știi că și noi te iubim. Da, mulțumesc. Hai, Bobby, hai, că mai Bobby, aveți puține minute. Te pupăm. 5 minute, cum îi treaba? Angie! Mai avem 5 minute. Suntem în grafic. Eu nu știu ce fac băieții ăștia. Nicolas, ce lucre acolo? Uite, am făcut și niște bruschete cu un pic de dressing. Dar de ce ai găuri bruschetele? De ce ai făcut gaură în ele? Așa se poartă la tine, Moldova? Așa se poartă, păi mai mâncă mai... Parabuli. Așa. Mai spune țărăpita pe grătar și hai repede. Pune-o, pune-o. Eu nu știu, când mi-am adus furgulița, acum n-am nimic de probat. Mai ai 5 minute. Bun. 5 minute ți-e suficient? Tot mai puțin tăieți ca să pot. Aranjează-ți-le, să ți le poți lua după aceea să faci plating-ul. Bobby, ce s-o surbea? Sparanghelul e în regulă? În regulă. Aromatizare ce trebuie. Sarea ai pus suficientă? Suficientă. Hribii suficient? Cu semințe de pin. Exact cum trebuie. Și le-ai prăjit înainte. Asta ce ai făcut e pentru prima dată când ai încercat? A, nu. Ai mai încercat asta? Am mai probat de câteva ori. Hai să vedem cum te descurci. Balmoșul ăsta, nu te vrea Marius să-l pui undeva pe grătar acolo? Nu. Ia uite aici. Nu mă ligă-i. E balmoș. Să știi că nu-i gata, mai este încă. Mai faci ceva la el? Surprizelor, da. O să vedem. La balmoș, da. Perfect. Hai că vedem cum stau lucrurile în câteva momente, dar stai să-l punem aici, nu de alta, dar să vadă. Hai, poate dau cu el jos. Uite așa. Să-l vadă cei de acasă. Marius, acum întorci pentru ultima dată mușchiulețul pe care îl bagi în dressing-ul ăsta? Da, de unt cu usturoi și cu pătrunjel. Mamă, și ai pus pâinea aia pe grătar? Da. Unde ți-a făcut căleciul de ieri? O să iau două enzime azi. O să o ungem cu puțin ulei de dobleac. Trei enzime bag. Da? Dai și mie una, da. Te rog. Liviu, vrei să zici ceva? Abia aștept să gust. Pagina 89, te rog. Ați văzut vreau cum să, arată? Dacă am avut toți concurenții, mai sunt câteva minute și vreau să-i felicit pentru noi și pentru țara întreagă. Ei sunt câștigători, sunt finaliștii și sunt cei mai buni pe grătare din țara noastră. Bravo, băieți, felicitări!
Asta e adevărul, felicitări. Cel puțin din cei care au venit astăzi, sau cel care au venit în astea două săptămâni la noi, clar, ei sunt unii dintre cei mai buni, pentru că, de fapt, ei sunt cei mai buni dintre toți cei care au venit, că au ajuns în finală. 3. Luptă pentru un singur premiu. Unul singur, un super grătar. Vedem exact cum stau lucrurile. Bobby deja a început să scoată ananasul, mămăliga, peștele. Va trebui să vedem ce plating face. Acum, ce faci, Bobby, pe final? Mai ai doar 3 minute. Bine. Suntem în grafic. Niște pătrunjel să aromatizăm. Da, hai, facem vinuri. Ești mulțumit de ce ai ieșit, Bobby? Vin, șampanie, vin alt roze. A fost un pic haos, că-s multe preparate. Trebuie. Cine te-a pus să pui multe preparate? Ce se întâmplă? Unul prietenului meu să zicea, băi, când faci multe preparate, este posibil să greșești unul și atunci... Păi de ce ai făcut, mănene, multe? Mi-e place să risc în viață. Peștele, arunci, prinzi, riști. Hai, riști. Deci ori practic iese, azi ai zis, bă, vin, ori băi... Ori iese, dacă iese, este curcubeu în cerugurii. Dacă nu iese, atunci am mi-asum. Hai să vedem. Mai aveți două minute. Marius, Bobby, două minute. Mamă, ce ai pus acum, Bobby, la final? Hai să guști un pic, să vezi. Ce ai pus? Este rozmarin. Rozmarin. Scoatem pâinea. Ești în termen timp? Mai ai un minut jumate. Suntem în timp. Okay. Bun, perfect. Marius, da, Marius aici. Iată cum a întors mușchiulețul ăsta în tigaie. Mamă, spectacol. Ai văzut cum arată? Cert. Iar aici, ia uite ce a făcut al nostru, Nicolas. A pus brânza cedar, nu? Poți să uiți? Ia zic cum. Sare, usturoi, condimente, mult. Are tot ce trebuie, nu? E perfect. Cred că e un pic sărat. Dar cred că mai trebuie amestecat. Cred că nu. Ai dreptate, mi s-a părut. Mergem să vedem. Oameni buni, mai aveți un minut. Ultimele 60 de secunde. Hai. Ți-ai făcut de carne? Da. Hai, cu talent. Hai, Bobby, ultimele 60 de secunde. Hai, la ultimele 60 de secunde. Pătrunjel pe grătar. Ole! Pătrunjel pe grătar. A terminat. Deci gata, omul a terminat. Se pune și tehnica asta de tăiat pătrunjelul. Marius, mai ai 35 de secunde. Am terminat și noi. 35 de secunde, mulțumit? Da, foarte mulțumit. Bravo. Ultimele 25 de secunde. Dar eu am terminat de mult. Ai terminat de mult, acum doar faci, te pregătești pentru plating. Da, cum să nu, dar eram de... terminat. Nicolas, 40 de minute. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cam aceasta a fost finala concursului nostru de grătare. Am revenit în direct, oameni buni, suntem pregătiți pentru a afla cine câștigă competiția noastră de grătare și dacă e să spunem ceva după două săptămâni în care am văzut oameni făcând grătare și pe stânga și pe dreapta și pe față și pe spate, este că grătarargii ar trebui mult mai mult respectați și să aibă salariile mărite în toate restaurantele. Corect? Viva, da, pentru toată lumea vrem să le acordăm... Prea buni. Respectul grătarargilor în continuare și să le mulțumim pentru tot efortul pe care îl fac. Știm că poate nu sunteți șef, poate nu sunteți executiv, dar punctul acolo, punctul vostru acolo e foarte și vă felicităm pentru tot efortul pe care îl faceți și vă mulțumim. Liviu Bosnea, oameni buni, un jurat de seamă. Liviule, ia enzima, tată, ca să putem să trecem la mâncare, că astăzi e greu de tot. Adică eu cu Liviu sunt pe enzime, că noi avem un pic digestia mai lentă, nu suntem ca dulei ăștia mai tineri. Perfect. Mergem la Alex. Alex, cum ți s-a părut competiția? Serios, în două săptămâni ai văzut multe la viața ta, ai trecut și tu prin competiții la rândul tău, știi ce înseamnă presiunea, știi ce înseamnă să faci și să arate bine, să fie și gustos, ești în bucătărie, ai oameni pe care coordonezi. Cum ți s-a părut tot ce s-a întâmplat? Extraordinar. Dacă sincer, toți concurenții au fost extraordinar de buni. Care mai buni, care mai puțin buni, dar mi-a plăcut. Mi-a plăcut și să stau și în partea aslantă ca jurat, știi? Pentru mine a fost o experiență nouă, formidabilă. Păcat că se termină. Da, știi cum e? Nu știi cum, începe din nou poate, începe iarăși un sezon nou. Cine știe, cu Doamne ajută. Șef, mă bucur mult că te-am cunoscut și succes, să vedem cine va câștiga premiul cel mare. Abia aștept să gust, sincer.
toți au fost extraordinari. Deci toți au fost, cum s-ar zice la noi în Republica Moldova, bravo, bravo. Toți au fost bravo, da, da, da. Așa e, da. Dodo, știi ce înseamnă să gătești în condiții de presiune, de sălbăticie? Vine lupul, ursul, bate vântul aici, îți dai seama, camera de filmat, dulăii. Nu poți să controlezi focul, n-ai tot ce trebuie. Cum ți s-a părut, Dodo? Păi, în primul rând, vreau să felicit și eu absolut tot concurenții. Nu știu, aș fi vrut să avem o finală cu mai mulți. Adică, acum că privesc în spate, îmi dau seama că poate... Nu știu, oare am fost 100%, am gândit bine, am judecat bine, dar cumva cred că și cei de acasă au văzut că am făcut fiecare dintre noi tot ce ne-a stat în putință să... Așa, să gândim și cu sufletul, și cu mintea, și cu stomacul, știi? Dar mă bucur foarte mult de tot ce am trăit alături de voi și da, mai vreau, e drăguț să ne mai întâlnim. Acum când am stabilit o chimie între noi, când ne simțim deja mai bine, hop, se termină. Da, cu băi, vezi, exact așa e. Da, aș vrea să punctez că și concurenții din finală sunt, cum îi văd eu cel puțin, Bobby e ceva mai wild. Acum, uite, au pus aici plating. Marius este... pe o bucătărie tradițională, ciobănească, haiducească. Dar stai că îi chemăm imediat și le spui la tot ce față, da. Știi, să nu se piardă esența. Eu vreau să zic că am descoperit trei oameni mișto. Sunteți fabuloși toți trei și vă felicit și profesional, mulțumesc, și uman, și de gașcă foarte de treabă. Enzimele, lasă-mă, da. Haide să vin concurenții! Iar prietenul nostru, Liviu, bă, Liviule, ai adus un somelier, mai ai adus un nou somelier să ne facă un vin, să ne dea ce ne trebuie. Prietenul meu, Virgil Dumitrașcu, unul de... Păi uita de el. Da, poate cel mai celebru somelier din România. Dar n-are de-aia cădelniță, de-aia? Nu, este un concurs în care am zis să fim ceva mai lejeri, suntem mai... Simbol al meseriei, nu se mai folosește decât simbolistic. Am văzut simbolistic, somelierii au aici, nu? Exact. Da, dar din motive de HACCP, sau mă rog, de igienă, nu se mai folosește nici în restaurante, a rămas doar în ideea de simbol al meseriei. Acum se poartă pin, dar nu am vrut să-l vin iau astăzi cu mine, am venit și eu pregătit pentru grătar și perfect. Mulțumesc că m-ați primit. Noi îți mulțumim, ești binevenit când vrei tu. Am pregătit trei vinuri și un prosecco, așa că să înceapă jurizarea. Cătălin, am discutat în pauză, să știi, și mi-a plăcut deja, din tot ce am văzut, a făcut, vorba românului, un pairing pentru fiecare preparat al celor trei finaliști. Mi-a plăcut, bravo, cum ai gândit. Abia așteptăm să ne povestesc, să audă și cei când de acasă. Când aveți nevoie să vă povestesc, vă stau la dispoziție, vinul e la rece, știu că ați fost la grătar și a fost destul de cald. M-au trecut apele, crede-mă. Hai să vedem. Bun, să începem. Cu cine începem? Cu Bobby, peștere? Bobby. Da, da. Bobby. Hai, echipa, aplaudă pentru Bobby! Mulțumesc, Bobby! Înainte să începem, am și eu o surpriză. O rog pe cineva să ne aducă surpriza care e pusă în spatele emisiunii. În nu spatele este jurizat, nu este nimic, este o surpriză pentru domnul Măruță. Pentru mine? Da. Ia bă, tate. Domnul Măruță, cum bine știm, micul românesc este regele grătarului românesc. Vă aduc micul de aur. Micul de aur, bă, băiatul. Bă, te-ai pus praf de aur, mă. Micul de aur. Bravo, bă. Câștigătorul, încinge grătarul, șef Măruță, a câștigat micul de aur. Micul de aur, ei! Micul de aur, a pus praf de aur. Poate o idee la și acum să trecem la preparat. Las că-l mănânc după ce stăm. Ce vreau eu să vă spun despre preparatul ăsta până îl servesc. Este preparatul ăsta, are un pic de istorie. Eu sunt pasionat, după cum ați văzut, de pescuit. Și de gătit. Tot ce am învățat eu despre pescuit și pasiunea asta se datorează tatălui meu, care din păcate a trecut în neființă în urma unui accident și ieri împlinea 82 de ani. Așa că Dumnezeu să-l iert. Preparatul ăsta l-am dedicat lui. El m-a pus prima oară lanseta în mână sau undița și avem așa, că are și o poveste. Avem mâna întinsă care nu spune o poveste, nu primește nimic. Bineînțeles, eu sunt și somelier și atunci normal că avem o poveste respectiv la acest preparat. Domnul Liviu, am uitat să-i dau șampania. Avem o scrumbie de Dunăre. Avem un șalou pe care eu personal cu partenerul meu l-am prins. Avem un som de Dunăre. O mămăligă specific pescărească. E aceeași mămăligă cu care poți să dăm și la pește. E mămăliga de pătrățică, cum se spune. Un sos de legume la grătar, un sos de usturoi cu lapte și smântână și avem surpriză și un desert. Ce ai adus desert? Am adus desert, un desert din ananas cu portocală,
un pic de mentă, că-i place lui domnul Comărzan. Mă, deci m-ați botezat în tot felul. Comărzan, ați dat ziua. Deci, Bobby, deci vreau să spun ce... Bobby, ce sos este? Este un sos de usturoi, care l-am făcut, ce ai făcut cu... uite ce în loc face, de șef. Apă am pus lapte. Peste el sunt niște icre de ștucă, din, ca să-i dau un pic sărat și să-i taie gustul de usturoi. Se mănâncă cu lingura, exact. Bravo. Liviu, noi împărțim aceeași farfurie. Da. Ce l-o lămâie, hai să vedem. Bobby? El. Deci asta a nimerit... Asta a nimerit și ea, ia. Ce este? Nu știu. Tu să-mi spui. Arată un pic și la cameră. Este usturoiul, da. Un usturoi sau e de la smântână? Nu e de la smântână, i-a fost foliat. Cred că acum că l-am, da, l-am luat repede, da, 5 folia. Minute, a rămas pe folie. Ia-o și pe asta, Bobby, că și Liviu are folie. Asta e coada de sclumbie, ce e? Îmi cer scuze, viteza. Noi mai este o vorbă, graba strică treaba. Din păcate, 5 minute, n-am ce să... Mamă, cum ești cumbia asta. Îmi termin de spus. Tu ai găsit ceva acolo în susul ăla? Nu, la mine e ok. Nu, peștele ăsta câte oase are? Ăsta e... ce e ăsta afumat? Ăla e shallow, filet de shallow afumat. Am ținut 24 de ore la sare, 24 de ore de, de sărat, după care condimente... și a fumat în direct cu lemn de cireș. Și acum i-ai dat fumul ăsta? Acum i-am dat fumul. Ce? Gustul, să vezi ce bun e. Am luat. O să gust și mămăliga. Te rog. Să văd dacă are sare. Mămăliga are un... Iar aici e lămâie? Mămăliga este făcut cu mălai grișat necernut. Limoncello. Iar asta e lămâie? Nu, acela este un limoncello de casă pe care l-am făcut personal. Campania este să acompanieze orice fel, pentru că nu, e domnul Tomelier. Deci ce e surprinzător la tine, Bobby, de la toată nebunia aia să vii cu plating-ul ăsta, felicitări. Un plating așa de frumos. Și da, când am văzut noi legumele alea pe grătar care luaseră foc și când am nu văzut... Nu luaseră, l-am lăsat special să se ducă coaja foarte, foarte, foarte repede. Și de legume ai făcut... I-am luat și desertul, dacă vrei să știi. Asta nu se jurizează, dar am zis să fie aici. Păi, desertul mulțumesc conține ananas care a fost făcut la grătar. Ananas făcut la grătar. Ananas la grătar, curton de pantișpan la grătar. Da, ai pus ceva pe ananasul ăsta, că e super. Sos de caramel. Mamă, dar cum dă menta în el, bravo. A fumătura indirectă, ai gustat-o? Da. Ți-a plăcut? Da, mie mi-a plăcut. Nu te deranjează un pic amărăciunea în gât? Mie îmi place afumat. Este exact cum îl fac eu. Adică eu l-am făcut pe gustul meu. L-am gustat tot ce e acolo. Din păcate la scrumbie n-am putut scotoase. Da. De asta și cred că ai ales partea de la coadă, unde are mai puțin oase. Am ales partea de la coadă special să nu fie foarte multe oase, să nu... Să ai doar oasele de la mijloc. Tu n-ai voie înghețată. N-am voie, nu. Sunt într-un concurs, am voie să gust. Dodo, ce părere ai? Bravo. Mulțumesc. Eu n-am avut nimic în sos, dar pot să înțeleg că din cauza presiunii da, se întâmplă. Presiunea de... a fost în polia, că n-am vrut să cadă plastic pe el și cred că de la gura poate n-am fugit. Dar pentru că eu n-am avut nimic în sos, nu pot să vorbesc. O să vorbească colegii mei. Mie îmi place, are gust. Felicitări și pentru desert. Eu am mai făcut, am mai avut niște filmări cu ananas la grătar și oamenii sar în cap pentru că nu știu. Adică n-au ce... Este incredibil. Vă rog, încercați acasă treaba asta, când faceți un grătar, cu prima ocazie faceți un ananas la grătar, că este absolut fabulos. Apreciez efortul tău, apreciez curajul pe care l-ai avut să faci atât de multe preparate. Trebuie să fii un om foarte puternic și foarte stăpân pe tine. O singură mențiune aș avea, din ce am văzut acolo, faptul că faci foarte multe lucruri, am văzut că ți-a căzut și un cuțit pe jos, l-ai ridicat. Nu l-am mai ridicat, nu l-am mai folosit. Ți l-am pus eu deoparte. Aș fi preferat să nu calci pe el și să ridici tu. Îți spun și de ce și eu spun cu toată prietenia. În momentul în care lucrezi într-un haos de genul ăsta,
cumva, fără să vei, te gândești la igienă. Oare se păstrează? Poți să păstrezi o igienă corectă în toată nebunia lucrurilor, știi? Și atunci, poate de multe ori, ai preferat să faci mai puține ingrediente de care să te poți ocupa. Înțeleg ce ai vrut să faci spectacol, dar trebuia cumva să menționez treaba asta și într-un contrast cumva cu colegii tăi. L-am văzut când a căzut. Eu țin foarte mult la cutite, după cum probabil că știi, eu sunt păvărătura acelor cutite. N-am vrut să ridic de jos în ideea în care să nu pun mâna pe el jos și după aia să pun pe mâncare. Am înțeles. Asta a fost și ideea de care n-am vrut să le iau. Încă o dată felicitări și bravo pentru spectacol și curaj. Dodo! Astăzi vom da, asta a fost părerea lui Dodo. Alex, astăzi vom da nota secretă, tu vei da nota secretă și vom dea cine va câștiga finalul, finala de astăzi. Spune-mi ce părere ai despre ce a făcut Bobby. Dacă nu vedeam în ce haos a lucrat, cu siguranță era mai bine. După cum și-am spus, am să critic exact ceea ce am, da, după cum ați lucrat, farfurie și gust. Farfuria greșeală, ceea ce am găsit în sos. Trebuie Ghinion, să fiu corect și față de ceilalți, știi, cumva. Ar fi corect să fie așa. Mămăliga are un gust amărui. Nu înțeleg de la ce. Este mălai, repet, este mălai 100% făcut în moară, da. Și nu este cernut. Este mălaiul tradițional. Mămăliga asta este exact mămăliga care o făceau străbunii. Am pentru înțeles. Că este și o chestie de pescuit, da? Mămăliga, dacă o ceri, da? În momentul ăla nu se mai leagă. Am înțeles. Asta e smecheria. Și eu am vrut să aduc mămăliga aia tradițională pe care da. Eu mâncam în Delta Dunării. Eu personal am mâncat în Delta Dunării. Dar are un retrogust așa puțin amărui și... Peștele, frigăruile, afumate bine? Da. Pe gustul meu sunt un pic prea, deoarece duci un pic în amărăciuni. Aici poate de la prea mult afumat. Scrumbia mi-a plăcut maț. Mulțumesc frumos. Gustoasă, extraordinar. Rez bun. Bun. Liviu. Nu mai dau pe spate cu scrumbia, în schimb toți peștii și faptul că ai folosit aproape toate tehnicile în care te-ai folosit de foc, fum și căldură. Pentru că ăsta e un nivel la care îl doream în finală. Ne-ai, sincer, este impresionant ce ai făcut. Ai făcut mai multe tehnici într-un singur preparat, ne-ai adus mai multe gusturi, pentru că nu trebuie să punctăm acum desertul, poate colegii tăi nu au, dar în ansamblu sunt diferite specii de pești cu gusturi diferite, cu afumături diferite. Felicitări! Haide, Bobby, să ridicăm marfa, să vină următorul. Pe cine vreți, băieți, să chemăm? Eu zic să îl chemăm pe Nicolas, să nu trecem de la o afumătură la alta, știi? Ok, Nicola, nu mai mănânci asta, nu? Nu, mulțumesc. Foarte bine, șef. Ia uite-mă, Liviu, le-am adus aici. Ananasul ăsta senzațional. Îți place la grătar. Că te ce place să fii prietenul meu, îmi place că te descurci în viață. Nu murim de foame. A venit Nicolas, prietenul nostru, iată-l! În sfârșit, ți-au ce știți cineva primat. Nicolas, pentru treaba asta, îți mulțumesc. De ceva să-ți dau un pumn, nu-ți mulțumesc. Da. Între timp, explică-ne ce ne-ai adus. Am gătit un tomahawk de vițel de lapte cu crustă de cheddar, perdețuri, un sos de, o garnitură de mereșoare de desubt. Carnea va fi foarte ce suculentă. Cere camera, zi camera, vrei camera. Zi camera! Zi, Liviu, camera. Așa trebuie să zic camera. Da, camera. Păi așa că arătai ceva. Zic camera. Ce da. Cameră îmi lăsi? Păi îți dau acum, fii atent. O garnitură de sparanghel, învelit în cordonaș de măduvioare împletite, o bruschetă de pâine cu ierburi aromatizate. Te rog. Zi. Zi, șef. Nimic. Ce ai hotărât să pui sosul de usturoi în farfuria asta? Sosul de usturoi. Da. Merge cu măduvioara și cu sparanghelul. Mamă. Ce? Ai pus coriandru? Nu. Nu. Fără coriandru. La coriandru ori îți place, ori nu-ți place, nu? Nu e coriandru. N-am folosit coriandru. Tot la ce am gustul ăsta?
De la ananas, poate? Nu, nu. Deci farfurile astea arată senzaționale. Zi, ce vrei să arăt? Zi, arată la cameră, Alex. Ce înseamnă asta? E perfect. Perfect? Da. Deci să faci așa deci ceva? Perfect. Ce față are Alex. Uitați-vă un pic. Deci e perfect. Deci e perfect, e perfect. Deci modul ăsta n-am mai gustat în viața mea. E un premier. E unt. Cu sosul e formidabil. Crezi că dacă mă numai după înghețat are ceva? Da, întâi apă. Jurizăm finala grătarelor, oameni buni. Cel de-al doilea concurent, Nicolas. Ați gustat din toate, atunci haideți să vedem ce ai de zis. Dodo! Tot timpul o să-ți fur eu șervețelul până vine. Pot? Și deja, uite, am făcut rost de încă unul. Așa, mulțumesc. Aveam emoții la... la carne. Haideți. No, foarte fragedă, foarte bună. Deci îți place și măduva și cum s-a gătit tot? Zice, nu-ți place. Mm-hmm. Măduva e o surpriză pentru mine, n-am crezut că-mi place. Uite măduva aici. În schimb, nu mă dau un vânt după ce, dar ăla... Nu știu. E așa, ca și când îmi punem pe un burger, nu e neapărat preferat de mine, dar ca și complexitate, tu ai, Nicolas, o finețe. Ai o finețe în tot ceea ce faci și ți-o spun un om care gătește în natură. Dar acum, spre exemplu, eu știi ce fac? Judec efectiv ceea ce ar judeca un om simplu de acasă. N-am cum să nu admir treaba asta. Deci îmi place foarte, foarte mult. Felicitări! Mulțumesc! Modul ăsta împletită, fiartă în apă, superb. Alex, te rog frumos, ce ai de zis? Mi-a plăcut cum te-ai mișcat la grătar. Tehnica de cuptor. Deci, cotletul gătit perfect. Îmi place și combinația cu cheddar și cu sos, un pic dulce, acrișor, e formidabil. Tai din grăsimi, e bomb. Da? Mâna e bună. Sparanghelul lipsește puțin în sare. Asta nu-l înțeleg. În farfurie. Eu nu cred că și avea loc în farfurie asta absolut deloc. Mai părerea ceva mea. Fresh părerea pentru bruschetă ar merge, deci orice merge muiat în dacă el. Dacă lucrai un pic la plating, putea fi, cu tot respectul, farfurii de restaurant. Acum, cu mâna pe inimă, să spun. Putea fi o farfurie de restaurant. Da, dacă, totuși, na, suntem la o competiție de grătare. Da. Competiție de grătare care a ajuns foarte departe, tati. Nicolas, foarte frumos. Da, cu mădva, cu sosul, tot e bine? Știi ce se întâmplă? Sosul. Nu și are loc. Nu... Să nu-i dai tu la românul usturoi, mai Alexandru? Românul fără usturoi mai e român? Aromatizai puțin. Dacă vrei să dai o aromă de usturoi undeva, făceai un lei cu un pic are un usturoi, usturoi pisat și o pune acolo așa leger. Avea pâinea asta atâta usturoi. Tot. Că, iarăși, problema usturoiului când neutralizează toate gusturile. Hai să vedem ce are de zis și Liviu. De-aia l-am pus separat, șef. Liviu. Carnea gătită perfect. E complicat un pic, aș fi pus doar așa într-o parte un pic de sos de cheddar, de parcă ai încărcat-o prea mult. E o carne de cea mai bună calitate, ai gătit-o perfect. Și sincer, ne așteptam la o plating spectaculos. Pentru că am văzut tehnica cuptorului în oraș, cum ar veni, care cumva ai furat-o de la adică nu ai a inventat-o de la Bobby sau nu știm cine a fost întâi Bobby sau... Ne-a plăcut foarte mult de tine și de tehnica ta. Felicitări! Mulțumesc. Numai că asta ne așteptam la tine, data trecută ai venit cu o farfurie de restaurant. Dar gustos, că e vorba de gust acum. La gust? N-ai ce să zici. La tehnică, la siguranța asta cu care gătești, da. Tu ești pro-usturoi sau fără usturoi? Păi, te sunt român. Să fie și usturoi acolo. Gata, hai de Nicolas. Faptul că l-ai pus separat, bravo, ție, n-ai riscat, exact. Deci l-a pus separat, asta e, asta, Alex, să ții cont că l-a pus separat, exact, adică exact. E la latitudinea fiecăruia. Vezi că unuia îi place, unuia nu-i place. Nicolas, felicitări, bravo, foarte gustos. Foarte mulțumesc.
foarte gustos. Să mergem mai departe la bistrițeanul Marius. Tararam, pam, pam. Fă puțin curat aici, așa ne-a învățat domnul Alex. Mulțumesc. Hai că mai avem de jurizat încă un plating. Ușor să nu faceți accidente cu trenulețul. Atenție mare, haideți. Mamma mia. Da, să dăm la o parte. Ce nu e al nostru? A scos argintăria. Poate nu vă place. Ce zici? A scos argintăria. A scos. Știi câte duci și ești musafir și scoate tacâmurile alea de inox. Alea, alea bune, da. Din camera de la drum. Da. De la mama soacră, zici, da. Trebuie să rămână la mama soacră. Trebuie să te pui bine, n-ai ce faci. Nu vrei să bagi și platingurile? Ba da, la prima dată. Prima, stomacul, da? Gol. O țuică. Nu mai gol, nu-i stomacul. Atât nașule, pune. Atât nașule. Hai, că ți-a sunt mici. Da. E vorba doar de aspect și... Asta e pe stomacul gol, Liviu, la noi nu e cazul. Pe rep, ce sunt astea? Eu nu cred că Liviu are vreodată stomacul gol. Asta zici că e țuică de la cazan acum, a făcută. Mamă, cum miroase. Liviu, noroc că avem enzime să-ți dea Dumnezeu sănătate. Adică mie să-mi dea. Mulțumesc. Că m-a dus enzimele, pam, cutia am avut. Deci tu crezi că poți să bați cu un platou românesc? Băi, dar tu vezi ce plating a făcut omul? Și acum mai nou se servește șampania în pahare de vin, în șampanie se servește pahare de vin. Ce sos e ăsta? Spune așa cât pui șampanie. Hai să ne povestească câte ceva de șampanie. Este un sos care l-am făcut ieri cu leurdă, lapte de soia și puțin usturoi. Sare. Impecabil. Nu nimic să fie primit. Pentru morți. Da, Dumnezeu să... Mușculeț a fumat împletit, nu? A fumat umplut cu cârnaț. Mamă, ce fum are. Bulzul făcut în fața voastră, în 20 de minute i-a luat să facă bulzul. Balmoșul. 20 de minute i-a luat, am văzut. Și apoi s-a apucat să pună pe final carnea pe grătar. Marius, liniște, toată lumea e... Da, Marius cumva ne întoarce un pic în trecut. Sunt gusturile copilăriei. Nu cred că te-a întors la copilărie? Da, ai cum așa mâncat când eram mic. Cartofii, pijar. Ia uzi, Marius, l-ai întors pe Alex în copilărie. Mă bucur, de asta a venit aici să vă întorc pe toți. De unde ciupercile astea? Din zona ta? Da, sunt gălbiori, gălbiori murați. Și astea ce semințe sunt? Semințe e dovleac. Tot din Bistrița, de la un producător local. Mamă, ce bun sunt. Se prăjite pe grătar, pe ce se semn? Ca și urdă. Ca și brânză. Deci combinația asta de salată cu semințe... Nu credeam vreodată că pot să mănânc. Ce? Și pâine, este pâine umplută. Așa cu... e, are o finețe toată. Până la urmă zici că e un platou țărănesc, românesc, dar are o finețe, are ceva. Are. Da. Tot pâine seculeie dovleac, umplută cu cârnați și cu ciolan. Ți-o prind luange niște mămăligă cu niște balmoși. Mhm. Cum e, băieți? Marius, părerea mea este că tu ar trebui să te lași de ceea ce faci. Glumesc, să nu faci, adică ești crescător de animale și mie mi-a plăcut din start treaba asta. Și ar trebui să te apuci de consultanță pentru restaurantele cu tradițional românesc. Mulțumesc. Ai face bani frumoși pentru că... Bă, ești bun. Ce iasă din mâna ta... Dar toți sunt bine, adică asta e grav. E rai pe pământ. Mi-a plăcut ideea cu leurda. Da. Foarte bun. Foarte, 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 foarte bun. Că de despre... unde ai de la congelator? Da, da, e lurdă. Voi mai am aici un borcan lurdă făcută în puțin ulei, doar triturată. Menține. Mă așteptam să fie sec mușchiulețul. Ce a fumat și... Nu are cum. Deci vreau să spun că semințele astea prăjite sau nu știu care ce, cum? Sunt fabuloase. Da, sunt semințe de dovleac. Sunt dovleac. Dar ai făcut într-un fel anume și ai pus așa în selată, sunt super. Sare prăjite. Bun. Cătălin, pot să zic ceva? Te rog.
n-aș vrea ca oamenii de acasă să fie nimeni în locul nostru. Este extrem, extrem de complicat. Este extrem de complicat. Deci sunt... Alex, zi ce simți tu, te rog. E așa greu, mi-a fost astea două săptămâni. N-am ce spun, adică eu... În general, mâncarea, când îmi trezește emoții, eu cred că asta e cel mai frumos. Asta e visul fiecărui bucătar, să trezească cu emoții în fiecare oaspete care vine în restaurant. Da? Clar, nu emoții negative, pozitive vorbesc. Cartofii m-au readus în copilărie când ne jucam și aruncam cartofii în jar. Foarte gustoși. Balmușul extraordinar. Mușchilețul un pic prea bine făcut. Salata superbă. Mușchilețul afumat. Bun. Bun. Ideea cu leurda, eu mănânc leurda proaspătă, strașnă. Și eu îmi place salata de leurda, da. E foarte, foarte bună, sănătoasă. Îl trase puțin la tigaie, așa, e superb leurda. Bun, bun. Felicitări. Mulțumesc. Liviu? Da. Liviu mănâncă cel mai mult dintre voi. Mușculeță cam bine făcut. Eu cu el suntem aici. Da. Da. E ok? E suficient? Cu balmoșul. Nu, trebuie să-mi dau seama puțin la balmoș. Deci vreau să spun că nu e ceea ce pare, noi nu mâncăm, noi doar gustăm. Dar tu guși cam mult, Liviu. Știi ce? Vreau să fac lingura aia perfectă, în care chiar mă bucur și să fiu fericit până la sfârșit. Sfârșitul vieții. La sfârșitul vieții, da. Zim. Ce dressing ai folosit la salată? Mai zici și tu ceva. Doar ulei de vlac și sare. Bun. Doar ulei de vlac și sare. Da, explică și de ce. Eu știu de ce, dar explică și de ce ai făcut doar chestia asta. Nu, n-am. Deci nu am un motiv anume. Am un prieten care efectiv cultivă el și presează ulei de dovleac și semințele lui sunt făcute în bisă. Dacă, spre exemplu, alegeai să nu mai pui ciupercile astea, mai puneai doar ulei de dovleac și sare, dacă nu existau ele în peisaj? Probabil că nu. Dodo, tu mai ai ciuperci acolo? Sunt murate și dă un pic de gust, ar puțin... Asta a fost motivul pentru care n-ai folosit oțet sau lime? Da, probabil ele sunt murate în oțet. Liviu, care trebuia să mai comenteze, a zis că e ok totul. Acum a trecut la farfuria lui Alex. E ok, luăm publicitate și venim după aia să dăm și note, nu, Liviu? Nu, continuăm. Păi, dar trebuie să iau publicitate. A, luăm publicitate. Vrei să zici ceva? Nu, luăm publicitate, dă-și tu platoul de acolo. Deci, Liviu, cam asta este jurizarea. Bă, competiția e strânsă. E strânsă. Adică trei feluri diferite... Spectacul au făcut-o și ei trei. Trei bucătării și toți sunt câștigători, jur, finaliști. Și aproape toate tehnicile folosite în fiecare farfurie. Am revenit în direct, oameni buni, trebuie să aflăm și cine va câștiga finala noastră. Avem note de la jurați. Așa arată cele trei produse. Avem Bobby pe centru cu pește, apoi în stânga platoului, cum avem noi aranjat aici, de la Marius platou și de la Nicolas în partea dreaptă cu Moduva. Aici sunt cele trei platouri. Acestea vor fi jurizate și notate și începem să dăm notele. Primul care va începe, cu care vom începe, va fi Bobby. Corect? A fost primul platou pe care da, am mâncat. Da, da. Deci aici, oameni buni, avem acest platou făcut de prietenul nostru Bobby, cel care a venit la prima ediție. Ai venit cu susținător, Bobby? Da, e soția mea, este fata mea și pe undeva prin spate e partenerul meu de pescuit, Grig. Grig, bagă-te și tu acolo în familie. Da, și mai este unul dintre concurenți care a venit special să mă susțină, George. George a fost cu tine atunci în competiție, nu? Nu, eu am fost primul, el a fost după aia. Uite acolo, familia, foarte frumos. Și a venit și grăsuțul nostru care își caută jumătatea, îmbrăcat acum în armură. Hai că-l vedem imediat. Dar până atunci, dăm notele. Dodo, Alex, Liviu, sarcină grea, trebuie să vedem ce faceți. În soarta voastră este trofeul ăsta. Dodo, ai primul să dai nota lui Bobby, cel care a venit cu pește. Am în minte imaginile pe care au fost în prima parte a emisiunii în timpul gătirii. Nota! Și nota. Nu mi-a... Nu... Nota! Felicitări! Mulțumesc! No! Wow, wow, wow! Publicul, puteți să aplaudați! No, yes!
au fost niște elemente pe care le ai simțit și tu, le știi și da, tu. Da, ar fi fost rău și nu mai vedeam în fața ochilor, probabil că din aia. Mă înțelegi pe mine de două săptămâni că mi s-a făcut rău? Da, Liviu, nota! Aș fi vrut să dau astăzi 3 pentru note Bobby. De 10. Nota lui Bobby pentru micul incident, Bobby, trebuie să te taxăm. Asta e. E normal, mi-asum. Felicitări pentru toate formele de gătit, fom, fuc, fom, asta foc sau căldură. Să vedeți în toate formele. Nu. 2 de 9. Nota secretă, în schimb, vine de la Alex. Atenție mare, nota acolo secretă. E acolo e. Nota secretă, șef. Nota secretă, o arăți doar camerei care e în spatele tău și vedem practic ce se întâmplă. Ai văzut ce arătați? Nu, n-ai de unde să știi. Am văzut. Ai văzut? Am ochiul format. N-ai de unde să știi că ele sunt aranjate și diferit acolo notele. Nu sunt în ordine. Nu sunt în ordine. Dar e normal. Am făcut o greșeală, e foarte normal. Ai făcut o greșeală? Da. Unde? Când ai lăsat plasticul la farfurie? Dar nu l-am lăsat. Cred că în momentul când am montat, s-a lipit cumva. Eu am încercat să o calmez-o. Nu, cu tine. Dar vorbesc să văd... Nu că ai cască, nu rec, de-aia zic. A, am uitat cască. Da, este o greșeală impardonabilă. Dar oricum arată impecabil ce ai făcut, iar ananasul pe grătar, fabulos. Felicitări, bravo. Și efortul depus. Mergem și mai departe. Nicolas, Dodo, nota ta pentru Nicolas. Băiatul cu mustața. Alex, tu ai grijă când întorci notele alea să nu se presupună ce notă ai dat. Nicolas, felicitări pentru calm, pentru imaginație, pentru curaj și pentru inspirația pe care ai adus-o în casele românilor. Nota mea este 9,5. Mulțumesc. Liviu! Nicolas, aș fi așteptat de la tine un plating extraordinar. Totul a fost aproape perfect. Felicitări pentru toate încercările tale. Te văd un șef de top și sunt sigur că o să ne mai întâlnim. 9,5. Bravo. Mamă, cât de departe au ajuns notele! 9,5. Dar nu știm ce dă dulăul din mijloc? Uite-te la el! Ce fălcuțe are! Zici că e bulldog! Și are o notă secretă! Nu se știe nota. Mulțumesc! Mulțumesc! Stai, nu zice până nu știi ce notă ți-a dat. Important că mi-a dat. Da, ești tare, bravo! Marius! Hai să vedem cum stau lucrurile. Dodo, pentru Marius, ce notă avem? E băiatul cu urda aia bună. Și cu țuică. Eu nu am crezut vreodată că cineva poate să facă ce ai făcut tu din niște produse românești. Asta e platoul lui. Făcut de mine, deci românesc. Atât mai mult, ideea este că eu vreau și place că ești inspirație pentru români și eu aș vrea să fii inspirație pentru antreprenorii din Horeca ce au ales să gătească românește și trebuie să bucătăria românească trebuie dusă la alt nivel. Și tu o faci simplu și prin gust. România are nevoie de oameni ca și tine. Primul 10! Primul 10 din concurs! Primul 10! Felicitări, vreau să repet, toți trei sunteți câștigători, sunteți elita României. Elita României. Și serios, vorbim serios, sunteți finaliști unui concurs de grătar. Mamă, șef, am dat un genunchi la masa asta. Singurul lucru care nu l-am înțeles, pentru că erau, în viziunea mea, erau farfurie de 10, mușculețul era deja afumat. Trebuia doar să te joci puțin cu el. Din partea mea, 9,5 cu felicitări. Te duci și tu pe nota. Da. 9,5. Mamă, dar voi nu vă dați seama. Voi degeaba vă faceți în capul vostru calcule. Nota aia secretă schimbă tot. Deci uitați-vă la fețele voastre. Sunteți cu zâmbetul pe buze. Nota aia secretă schimbă tot. Pentru că acum dacă te uiți sunteți oarecum apropiați. Bă, nu e mare diferență, un punct, o jumătate de punct. Grătarele sunt făcute
pentru a uni oameni. Și s-a unit. Dintre noi am câștigat. Bravo. Adevărat. Eu acum l-am cunoscut pe domnul Galan. Cu pe Marius, rău frumos. Pe Marius. Cu Nicolas. Nicolas suntem prieteni, suntem în aceeași asociație de pescuit. Pentru că pe voi, dragi pălăria, pentru cuvintele astea, bravo. Pe noi ne-a scris un prieten din Anglia, pe amândoi noi n-am știut până n-am avut de văzut la televizor. Aici e treaba. Deci voi aveți un prieten comun care v-a scris la competiția asta pe amândoi. Alexandru, care ne-a scris pe amândoi fără să știm. Bă, ce tare. Și bine a făcut. Ceea bun. Ce vreau să spun este că oricare dintre noi toți suntem câștigători. Foarte bine. Asta e, bravo! Atmosfera, cum să zic, mai pe prietenie aici decât la Cozonac cu Deaur. Hai să vezi după emisiune. Nota secretă, Alex! Păi, acum, cum facem chestia asta? Așteptăm de la notari, avocați. Așteptăm locul 3, să ne spună cine e pe locul 3. Păi da, dar trebuie să luăm publicitate. Vine nota secretă, vine plicul adus de notar, avocat și polițist. Și bani. Și pompier. Și vedem exact. Am revenit, aflăm câștigătorul în câteva momente, dar până atunci vreau să vă spun ceva, oameni buni. Nu e nimic mai frumos la o competiție ca aceasta, ca cei care n-au prins finala, să fie și ei prezenți aici. Iată, omul ăsta a fost în competiție cu Bobby, nu? Nu cu mine, dar a venit să te susțină. Acolo avem pe Merlin Moro, care a venit din Italia, n-a prins finala, dar a venit aici. Acolo e Carmen, Carmen, mâna sus acolo, Carmen, care la fel a venit să ne susțină și a făcut un grătar senzațional. Iar acolo este Gabriel, dulăul fără jumătate. Bună ziua, bine v-am găsit. Te pupăm. Iar noi vă spunem că avem un premiu, iar premiul cel mare este oferit de Mob Expert și este un Broil King Imperial. Îl vedeți în aceste imagini, un grătar cu gaz în valoare de peste 24.000 de lei. Iar câștigătorul acestuia va fi în câteva momente declarat ca rege al grătarelor în România. Perfect! Perfect. Perfect. Dulăilor. Văd că la Bobby sunt 2 de 9, la Marius un 10 și 9,5, la Nicolas 2 de 9,5. Ok, începem cu locul 3. Iar pentru locul 3 trebuie să vedem cine va câștiga acest loc 3 după ce aflăm nota secretă. Locul 3, având nota secretă, 8. E corect. Vezi, ai zis că e corect. Ceva. Deci e nota corect. Secretă e 8, nimeni nu știe despre e ce e vorba. Locul 3 este luat de Nicolas, Marius sau Bobby? Ești extraordinar. Nemaipomenit. Locul 3. Medalia de... argint. Argint. Bronz. Bronz. Iar de cerdan. De bronz, pardon. Locul 3 de bronz. Iar de cerdan, pentru că ai gurta borcanele. E de la Prosecco. Stai să vedem. Unde trec nota 8? La Bobby. Bobby! Locul 3! Bravo! Este foarte corect, o jurițare foarte corectă. Din păcate, 28 de ani pare ca ce am văzut eu mi se pare foarte corect. Mă așteptam la mai puțin, este o greșeală impardonabilă. Mi-o asum. M-am distrat. Dar tu știi ce e cel mai important? Ești un curajos pentru că ai venit și ai gătit ce e cel mai greu. Da, am vrut să gătesc cel mai greu. Și ai și zis de la început că vreau să vin să... Vreau să gătesc cel mai greu. Ai ajuns în finală, bate palmă. Felicitări. Mulțumesc. Bravo. Mai mult de atât, mi-am făcut și un prieten nou, că unul l-aveam. Am venit pe el de acasă. Siguranță, siguranță. Urmează marele câștigător al grătarului. Încinge grătarul când sare muștarul. Cine va fi? Nicolas sau Marius? Asta este întrebarea. Marius sau Nicolas? Păi de mine... Da, dacă ea 10 și 9,5. Stai să vedem nota secretă.
Hai să vedem nota secretă a câștigătorului. Dacă sunteți egalitatea, o flexă și vizionare. 9,5! Ma. Nicolas sau Marius? 9,5! Ar fi bine să vedeți cealaltă notă secretă. Ca să fie clar cum stau lucrurile. Cealaltă notă secretă e 9. Fa, mai mult mister acum. Mai mult mister. Deci câștigătorul, pentru că 9,5 ca notă secretă este cea a câștigătorului, 9,5. Clar. Nota secretă a fost dată de Alex. Uite-o pe Merlin, mă rog, cum calculează. Nicol, prietena noastră venită din Italia. Oameni buni, câștigătorul concursului de grătare. 2 săptămâni incendiare, 2 săptămâni în care vă mulțumim că ați fost zi de zi alături de noi. Nicolas sau Marius? Marius sau Nicolas? Suceava sau Bistrița? Bistrița sau Suceava? Bă, băiatule, nu mai știu ce să mai fac. Locul 2 sau locul 1? Locul 2 sau locul 1? Juriu senzațional. Oameni buni, câștigătorul marelui premiu, și anume acest grătar de peste 24.000 de roni, este... E un bărbat. Este... Marius Galan! Marius, felicitări, tată! Bistrița a câștigat! Uită-te acolo în cameră la soția ta și la copii și spune-le ce le zici. Vă iubesc și aștept să vin acasă cu grătarul, să facem un grătar mâine sau poimine. El este regele grătarelor pe România, ediția 2023. Vine din Bistrița, iar pe șorțul ăsta trebuie să ți scălească și juriu. Felicitări! Cu siguranță, cu siguranță. Mi-aș dori toată lumea din platou, așa să semneze toți susținătorii. Nicolas! Bistrița, familia, prieteni, toți au semnat pe șorțul ăsta. Ai câștigat, Marius. Mulțumesc. Marius Galan, așa ești pe Facebook, pe Instagram. Da. Să-ți trimite lumea felicitări acolo. Nicolas, uite-te acolo, ai fost atât de aproape să câștigi concursul. Ești tare. Mulțumesc. Bravo, să-i salut și tu pe cei de acasă. Salut pe toți, mulțumesc pentru susținere și ne vedem sezonul următor. Ai argintul, bravo! Bravo! Bobby! El! Ești locul 3, dar ești în finală și asta contează. Contează. Salut pe toți de acasă, îi mulțumesc tuturor celor care m-au susținut. Mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine. Și eu și zic că... cum spun eu la toată lumea, keep it sharp. Angie, vino să ne îmbrățișem. Am stat amândoi la grătare acolo. Angie Cobuț, oameni buni! Angie, mulțumim mult de tot. Și eu vreau să mai fi, să mai stăm împreună, pentru că ai fost senzațională și ne-ai ajutat să facem o treabă serioasă. Mergem la piscină data viitoare. Promite, acolo facem concursul de costume de baie. Hai toată lumea. Cu alt juriu, stați liniștiți. Felicitări, haide. Haide, Carmen, haide, dulăule. Oameni buni, vreți să vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost niște oameni senzaționali, ați fost alături de noi în aceste 2 săptămâni. Juriu acesta merită tot respectul și merită să le scrieți pe Instagram, pe Facebook, să-i urmăriți pentru că sunt niște adevărați profesioniști. Liviu Boznea! Liviu Boznea! Alex Comerzan! Dodo! Mesaraș. Mai zi o dată, Dodo, cum ești pe TikTok? Dodo Mesaraș, Alex... Comerzan, Liviu Boznea. Nu mai la Măruță. Eu, Cătălin Mândruță, vă mulțumesc. Oameni buni, vă mulțumim mult că ați fost alături de noi, să aveți o seară frumoasă. Ciucă, tu să ai plajă frumoasă la mare, că e la mare, Ciucă. Felicitări, toți sunteți câștigători. Mulțumim mult de tot. Felicitări, bravo! Felicitări! Bravo! Felicitări!